Cu peste 1300 de cazuri noi în ultima zi, România se apropie de 70.000 de îmbolnăviri de COVID-19 de la începutul crizei sanitare. Din păcate, vorbim și despre 50 de decese în 24 de ore. Specialiștii insistă asupra faptului ca o persoană diagnosticată cu SARS-CoV-2 să meargă la spital măcar pentru câteva zile, timp în care îi se fac toate analizele necesare. Infecția poate avea o evoluție fulminantă chiar și în cazul tinerilor fără alte probleme de sănătate. De 2 săptămâni și jumătate, numărul celor cu forme grave de COVID-19, adică cei internați în terapie intensivă, nu a mai scăzut sub 400 și nevoie mare de oxigen și de atenta îngrijire a doctorilor au inclusiv bolnavi care la început nu prezentau simptome și care nu au mers într-o unitate sanitară. Tocmai de aceea este foarte important, așa cum spune și legea, ca cei diagnosticați cu SARS-CoV-2 să stea câteva zile internați în spital. Acolo li se fac analize și sunt monitorizați corect de specialiști. E foarte greu de spus dacă acel pacient este asimptomatic sau este un presimptomatic. Poate după o săptămână se dezvoltă simptomatologie și unele cazuri și complicații. Lucrurile pot să schimbe extrem de repede și, din păcate, au fost situații când acele complicații au apărut repede, în decurs de câteva ore sau o zi. E vorba până la urmă de furtuna de citochine, un sindrom inflamator care ajunge să nu mai fie controlat. Deci o inflamație extrem de importantă. Și când lucrul ăsta se întâmplă, inflamația ajunge să dea modificări cam peste tot. Din cazurile pe care le-au avut până acum, specialiștii au observat că pot fi situații înșelătoare între o falsă stare de bine a bolnavului și ceea ce se întâmplă de fapt în organismul lui. Concret, virusul se răspândește în corp într-un fel tăcut, iar atunci când sistemul imun încearcă să reacționeze, oamenii se prăbușesc brusc. În astfel de situații, evaluarea medicală și intervenția la timp poate face diferența dintre viață și moarte. Asta e o caracteristică pentru COVID-19. Adică au fost situații când pacientul aparent respira bine și dacă îi măsurai parametrii, lucrurile nu stăteau în felul ăsta. Asta ce înseamnă? Că poate ajunge la o insuficiență respiratorie acută, care să fie gravă și care să evolueze prost într-un interval scurt de timp. Peste 2900 de persoane au fost răpuse până acum de noul coronavirus în România, 50 dintre ele doar în ultimele 24 de ore. Iar numărul total de îmbolnăviri s-a apropiat de 70.000, după ce ultima raportare a arătat 1328 de cazuri noi. Ultimul raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că una din 15 persoane infectate este cadru medical și nu puține au fost situațiile în care doctorii ori asistentele au făcut forme grave de boală. Dar există și explicații, spun specialiștii. Fie acești oameni au intrat în contact cu o mare încărcătură virală, fie vorbim de o însumare, adică într-un anumit timp au luat contact frecvent cu acest virus. Iar limitarea răspândirii virusului este o îndatorire ce revine tuturor, autorități și societate civilă deopotrivă. În lipsa unui vaccin sau unui tratament antiviral, singurele arme pe care le avem împotriva acestui nou tip de coronavirus sunt cele trei măsuri pe care le cunoaștem deja cu toții. Cel mai important lucru este să respectăm cu toții sau oricum într-o proporție cât mai mare aceste trei măsuri. Experții spun că vom avea cel mai probabil un vaccin împotriva acestui nou tip de coronavirus în 2021. Deci până atunci, cu cât facem un efort mai mare să adoptăm aceste măsuri, aceste trei măsuri, cu atât vom trece mai bine și mai repede noi ca societate pe ansamblu peste această perioadă. Autoritățile vorbesc și despre cei care au reușit până acum să învingă boala. Sunt peste 32.000 de persoane. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.